Dacă. Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom merge către... Avem o excursie opțională către Luxor. Hai că rog, mă scăpăm de asta din spatele nostru. A început să ne placă chestia asta. No, thank you. Merge către Luxor să vizităm templul lui Karnak, Valea Regilor, ce mai avem? Insula Bananelor, mai nou Insula Maimuțelor și multe, multe alte lucruri. Așa că va fi un vlog interesant astăzi, care merită văzut. O să vă las câteva imagini din deșert de aici, până ajungem în Luxor. Și cam atâta. Curgă imaginile din deșert. Bine, am venit la Karnak Temple. Suntem un grup de aproape 40 de persoane. Suntem cu capitanul Nemo, băiatul în verde, și vom vizita acest templu. Where is the River Nile now? More than 300 meters behind you. After we built the high dam in our city Aswan, the high dam built it 1960 till 1971, 300 kilometers to the south. Since we built the high dam, the level of the water became narrow and narrow and narrow. Ladies and gentlemen, the two big buildings with the windows in front of you, they are the last what built it here. Every temple start building from the back to the front, not from the front to the back. This is the last, and you see unfinished, because the king, he's died before to finish that. Nobody even the church. No. So, I'd like to say to you, nobody live in the church. Nobody live in the mosque. Nobody live in the church. Where is the people who are living? Outside. Where is the mud breaks? Where is the rest of the two? Iraq. The oldest civilization is Iraq. But unfortunately, the political and the stupid things destroyed a lot. So let's speak now about if they aliens or no. Number one, the aliens should be giant people, should be big, should they have a magic? Of course, I agree. What do you think about our prophet Adam? Adam and Eva. How old is Adam? 1,000 years. How tall is Adam? 29 meter high, if we speak about big people. What about if the aliens have a magic? Okay, we agree. What about our prophet Moses? What about our prophet Solomon? They're using the magic. We know the magic. But actually, the Egyptian and the Iraq, when they build this, they use this. Let me tell you something. All of you coming from Europe,
so you go skating. If you go skating like that, it's easy. But if you carry your wife like this, will be very hard. What do you think if you're skating like this and you put her on the sliding and walking? It will be easy. Like that. They didn't carry like that. They use the mine. They build the ramp and they pull the stone up. A high ramp and a high stones. Ladies and gentlemen, all the temples like this built it from the sandy stone. Very hard blocks. Inside his house. And when the sun shines, he sent his energy and power to the kings and the queens whom lying under that mountain. Ladies and gentlemen, where you see on the right hand side the Egyptologist building, o mare nebunie aici, în Karnak Temple. Nebunie mare, multă lume, agitație, de asta ne alergă. Sper să nu regrete excursia asta, oricum nu regrete excursia asta, dar trebuie să fim atenți după ghid. Și cam atâta. E aglomerația după lumea, uitați. Da, așa e interesant. Povestește multe lucruri, unele chestii utile, altele inutile. Dar e ok. Zora. Hai să vedem ce mai vedem, să vedem ce mai vedem. A, uite că l-am găsit. Ok. How they bring it, you know? That's why he has one. Yeah.
Ce vedeți voi în spatele meu aici e canapeul ăla interesant, în care dacă te învârți de 10 ori ai noroc în viață și dacă te învârți de 20 de ori ai succes în dragoste. Faci mulți copii. Ai noroc la noapte. Ai noroc la noapte sau alte nopți. Dar e interesant. Hai să facem și noi o tură. Ce zice, 10 ture sau 20 de ture? Sau facem 30 de ture, 10 ture prima dată și 20 de ture a doua oră, nu? Și cam asta a fost turul nostru prin templul Karnak. Experiență plăcută, chiar plăcută, mi-a plăcut. Mai mișto decât muzeul din egiptologie din Cairo. Interesant, frumos. Și mergem către următoarea destinație. Vedem care e. Cred că Valea Regilor sau Coloșul Memnon. Ceva de genul acesta. Ne vedem la următoarea destinație din acest tur ghidat din Hurghada. Ia uite fetele cum dansează.
ce am vizitat templul Karnak, avem inclusă și masa de prânz în excursia opțională. Ați văzut restaurantul când am intrat, acum ne-a spus să așteptăm și apoi am zis că este open buffet sau buffet suedez și vedem ce avem de mâncat. Așa că vă invit la masă cu mine, place-vă ceva dulce lângă voi dacă vă e poftă sau dacă luați masă acum, poftă mare și vouă. Hai să vedem ce mâncăm. Și avem așa, avem lipii frumoase, sărățică aici, salate, să-ți faci salata de care vrei. Ce mai avem? Supe. Avem două tipuri de supe. Orez, cartofi, asta e pește, iar nu știu ce sunt astea, pește, ăsta pui. Și dulciurile astea care sunt super bune. Hai să avem poftă! He died now to welcome you and give you some secret of the family. Please come closer. Closer. Of, mare panorama ghidul ăsta al nostru. Are niște glume în program de zici că a dat la actorie, nu la facultatea de geografie, de ghizi. Acum sunt la fabrica de alabastru, cum ați văzut. Raluca s-a dus înăuntru să viziteze ce avea, ce e acolo, habar n-am. O să ne spune aia când se întoarce, dacă ne spune. Am trecut până că coloșul Nemnon, dar noi am vizitat pentru că era aglomerat și vizităm când ne întoarcem. Sperăm să fie, să nu fie așa de groapă de multă lume. Și acum ne îndreptăm către Valea Regilor sau templul lui Hatshepsut Scuț. Așa că stați aproape că urmează niște imagini interesante. What I like to say to you, on the right hand side you are going to see now the remains of the houses. Look at the right hand side. The remains of the ladies and gentlemen, to the left hand side. Look, this is the house of Egyptian guest. The Egyptian guest working inside that house. Please be ready. Și am ajuns în templul Hatshepsut. De aici o să luăm un autocar de-asta micuț, care ne va duce chiar acolo la templul lui Hatshepsut. Nemo, Nemo! Mimo! Mimo! Nihau! 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 E nebun video ăsta, e nebun! Alo! Mimo! Hai Mimo! Habib! Hai Mimo! Alo, domnul! Salut! 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 Da, ne-am urcat în... Opa, așa! Ne-am urcat aici în mini autocarul ăsta și mergem către templu, acolo, Hatshepsut. Hatshepsut. Hai, ceva. Deci este inclusă și această excursie în program. Abia aștept să ajungem acolo. Floor it's totally damaged. You will go to first floor up to the right hand side of the corner. A wonderful room for the Gat Anubis Shakal, where is Hatshepsut. She give the offering in front of him. The same floor, left hand side, the Gat is Hathor, the cow. Și aici este aglomerat, așa că, na, ce să facem?
Luxorul văd că e mult mai aglomerat decât Cairo și Piramide, dar se merită mai mult din punctul meu de vedere. Bine, piramidele sunt piramide, Luxorul e Luxor. De fapt, amândouă trebuie să vizitate, așa că, na. Sunt două lucruri diferite, dar foarte interesante amândouă, așa că nu trebuie ratate nici una, nici alta. Și acum să vizităm templul Hatshepsut, care de fapt este templul unei rege din Egipt. Prima regină din Egipt. Hai să vedem cât de interesant poate să fie acest loc. Da, prima femeie faraon. Faraoana. Prima faraoană. Se urcă, nu glumă. Se vede că n-am mai făcut mișcare de mult timp. Ajungem imediat la etajul 2, cum ar veni. După aia vizităm și primul etaj. Dar este o plomb de sus în jos. Nu de jos în sus. Nu știu de ce, dar... Na. Hai să vedem cum se prezintă etajul 2. Prea mare aglomerație și prea cald. Dar foarte mișto să pată aici în muntele ăsta și arată interesant. Uite că avem și chestia norocului aici. Nu știu dacă sunt refăcute sau așa sunt ele de mult timp. Dar arată frumos. Și va trebui să stăm la coada din față să intrăm înăuntru. Să intrăm înăuntru. Să intrăm? Să vedem ce avem acolo. Hai că am intrat înăuntru. Nu știu ce e, mormântul cred că e aici. Și atâta se poate vizita, decât la etajul 2, decât mormântul și să facem niște poze. Care e acolo. Și o să facem și noi câteva poze. O să o inserez aici, poate este mai bine. Cam asta e toată chestia. Până la coadă ca să vedem asta. Interesant. Gata, am făcut și poza care trebuia să făcută aici. Interesant sau nu, Ralu? Foarte multă lume, cum se și vede. Ia uitați, avem noi aici. Cât de aglomerat poate să fie. Deci asta este de vizitat aici sus, la etajul 2. Mergem la etajul 1. Și așa arată lateralul. Mai liniște și pace aici. Cu statuetele frumoase. Un pic de aer, că am transpirat acolo. Frumos, interesant. Următoarea oprire o avem la Valea Regilor. Am intrat în Valley of the Queens, not Valley of the Kings, adică n-am intrat în Valea Regilor, am intrat în Valea Reginilor de data asta. Nu prea am văzut pe internet că se vizitează sau cineva a vizitat Valea Reginilor. Toată lumea vizitează Valea Regilor, ceea ce e un plus către YouTube-ul românesc.
să vizităm și această vale pe care chiar nu știam că există, și Valley of the Queens. Only știam că este dar Valley, Valea Regilor. Anotă pe engleză, nu știu de ce. Deci hai să vizităm Valea Reginelor. Cam așa arată intrarea în Valea Reginelor. Și acum trebuie să vedem mormântul Nefertiti. Nefertiti sau nu știu ce. Vedem la fața lui că exact nu știu. Raluca, tu știi? Nu știi? Hai că vedem la fața locului. Noi nu știu ce mormânt, dar am înțeles că sunt chiar mumiile sunt înăuntru, deci n-au fost scoase, n-au fost prădate. Încă le mai avem, încă le mai au înăuntru mormintele acestea. Hai să vedem ce o să fie înăuntru. Foarte obositoare și excursia de astăzi. Multe lucruri am văzut și mai avem de văzut încă. Hai, ne vedem la intrare în mormânt, cum ar veni. Mormântul prințesei K.M. Wast. Hai să vedem cum... Tomb of Prince K.M. Wast. Hai să-l vedem. K.M. Wast, numărul 44. Hai să-l vedem. Sper să avem lumină destul. Hai că e destul lumină. Frumos colorat. N-am ce zice. Încă s-au păstrat hieroglifele. Fă tu iar alu, uite tot telefonul ăsta la tu. Și fă poze cu el. Ia. Frumoase hieroglife. Și sperăm să avem și o mămuie. Mămuie? Mămuie, că așa se cheamă. Dar n-avem aici. Se pare că aici ar trebui să fie catafalcul, dar nu e. Și cam asta e primul mormânt. Interesant. Cer scuze pentru lumina proastă, dar așa se vede. Hai, la următorul din cele trei. Am înțeles că aici este mormântul unui copil de-al faraoanei, ceva de genul ăsta. Dacă spun prostii, vă rog frumos să mă corectați. Dar nici eu nu știu prea multe. Mai bine căutați pe internet și îl găsesc singuri. Gata. Mergem la următorul mormânt. Zamami over there, but okay. Now you will see Zamam. Ah, the Zamam, mom. It's called the Titi. Titi. Titi, wife of Ramses III. Ah. Titi, wife of Ramses III. We have three women, Nefertari, and the Nefertiti, and the Titi. Nefertari, wife Ramses II. Nefertiti, wife Akhenaton. But now Titi, wife of Ramses III. Okay, I Titi, wife of Ramses III, she has two boys. As I told you, okay. First the boy over there, second boy over there. Okay. Listen, good for TC. Hai să vedem mormântul lui Nefertiti, numărul 52. Nici aici nu se găsește mumie. Văd că aici sunt mai scorogiți pereții. Nu sunt așa de colorați cum a fost primul. Dar totuși arată într-o stare impecabilă. Aproape impecabilă. Și nici aici nu e. Nu, în următorul o să vezi mumia. Cam asta e mormântul numărul 2. Gol. Gol și ăsta. O să fie în al treilea. Avem mumia. Mergem în al treilea. Mai puțin până acolo.
câteva secunde de mers și este copilul lui Titi și al lui, adică nepotul lui Ramses al doilea, dacă am înțeles eu bine. Și aici, în față, avem mumia, care este într-o stare bună, spun ei. Tomb of Amen Kop Shef. Son of fiul lui Ramses al III-lea. Raised by his beautiful colors and plain designs and seen that his presence. Bla bla bla. Hai să vedem. Yes, we found with the mom. Da, with the mother. And the mother, where is it, the mother? The mother? And you will see second tomb. Yeah. And you will see small baby. Ah, okay. She has a small baby when the children is dead. Okay. When you go now, this tomb is so called Amenhel Kubshef. At right, you will see vitrine and you will see small baby mummification, 6 months. Okay. And you can take picture as you like. Okay, thank you. Deci ați înțeles, da? Vreți să pun traducere sau vă descurcați cu limba engleză? Eu sper că vă descurcați. Tom de Prins am început fiul lui Ramses al III-lea. Hai să treacă lumea. And this is the baby. That's the baby. Oh. Ce că asta trebuie să fie? The mommy. Ăla e copilul? Da, de 6 luni. Să-l vedem mai bine. Asta e mumia de 6 luni. Copilul lui Ramses al III-lea. Așa. Și mama, cred că e în față. Mama copilului. Ar trebui să fie în față. Aici se repară, aici se colorează de la început. Da, se repară aici, sunt modernizate. Opa, atenționat, repet, bravo. Și aici avem sarcofagul, dar fără mumie. Nu se vede nimic. Asta a fost tot. Da, aici sunt, văd că s-au refăcut culorile. Nu știu cum cheamă, am uitat. Dar frumoase heruvite. Frumoase colorate. Amenajate. Renovate, cum ar veni. Și încă o dată, mumia. Na, ce să zic. Hai să vedem cine mai... Unde ne mai plimbă ghidul. مش اهبل ولا غبي ولا رجل مسنتر ولا يعرف يهزر يحود ولا يعرف يقول اي mamă, nici bine nu coborăm și ne agasează ăștia cu că deja m-am obișnuit. Hai să avem 5 minute la dispoziție să vizităm coloșii lui Memnon. Sunt chiar foarte interesanți, foarte mari. Ce părere aveți? Fețele sunt cam distruse, văd. Dar într-adevăr sunt imenși. Sunt imenși, imenși, imenși. Arată chiar bine. Ia să mă vedeți. Coloși, uite, au capul cât am eu capul aici.
lumea, sunt foarte mari, sunt foarte imensi. Să vă las câteva imagini cu ei. Cam asta și cu Coloșilul Memnon. Acum mergem să facem o croazieră pe Nil. Hai, Raluca, să mergem pe Nil, am zis. Vedem Nilul, să mâncăm fructe, să ne primăm cu barca, să vedem maimuțele, să vedem maimuțele și să vedem crocodilii. Și să vedem răsăritul de soare, răsăritul, apusul de soare pe Nil. Gata, am ajuns și pe barca, spun că n-am ajuns pe barca, dar ajungem acum. Opa. Așa. Asta e nebun rău de tot. Țipă toată ziua. Ia la. Toată lumea trebuie să vină pe barcă. Haideți. Trebuie să mergem pe barcă. Da, să vedem care e barca noastră acum. Foarte multe bărți pe aici, deja pregătite cu fructe. Ia, uite-l aici. Hai că avem ce mânca. Ne vedem pe barcă. 21 hina. Ia salata. Salata, da? Hai, întreb, hai să-l vezi. 21 hina, hai să-l vezi. Opa. Ne-am pus și pe băncuță. Până se urcă toată lumea, închid filmarea și ne vedem pe insulă. Cam asta așa arată masa. Ne vedem pe insulă la maimuțe, la banane, la dracu ce mai e acolo, că habar n-am. Vedem. Thank you.
și am andocat lângă, insulă. Acum urcăm pe ea, să vedem ce ne așteaptă, să vedem și noi maimuțele, cum se maimuțăresc. Am înțeles că e o insulă bogată aici. Cresc maimuțe. Cresc maimuțe, da? Și avem la fel fructe. Cresc pe aici, o grămadă de fructe. Ia să vedem ce zice domnul. Figa. Hai, domnul, nu știu ce zice. What I like to say to you, that's the tree of the fix, smokfa, smokina. Ah, este smokin. Asta e smokin. Yes, and the other one is mango, and the high trees, the black fruits. Deci mango, smokin și bla bla bla. And by the way, something more, the best, that is datel or dates, you get it from the Iraq. But they're very expensive in Saudi Arabia. Și acum am intrat prin plantația de banane. Suntem bananieri acum. Cam așa arată o plantație de banane. Dar momentan nu mai sunt banane. Și așa arată floarea de banane. Uite așa arată. A, uite mă că mai sunt banane. Așa? Și să căutăm maimuțele acum. You will eat the nice one, but if you'd like to try, have a look. Don't worry, just dream. Dar ce faci printre banane? Just dream. What I like to say to you, it's not so big. Arată interesant aici, pe insula bananelor. Nu știu cât o să țină excursia asta, opțională. Hai să când vedem maimuța, o să filmez și eu. Acum mergem în căutarea crocodilului. Sper că pe drum să găsim și maimuțele. Dacă nu, fac eu pe maimuța în locul vostru. Și că pe aici paneli sunt crocodili, și mai ales crocodil de Nil, bineînțeles. Ah, avem și struți pe aici, nu mai crocodil. Cred că asta e mâncarea la crocodil. Întâi. Porumbei. Nu vreau. O dăm la crocodil. A, uite mă și maimuțele. Uite mă și maimuțele mele. E vreuna care seamănă cu mine? Toate. Aaa. Hai că avem aici o maimuță mai aproape. Ce faci, fata? Maimuța am văzut, rațe avem și noi acasă, porumbe avem și noi acasă, mâțe avem și noi acasă. Ce se joacă nebunele? Hai că focalizează din părți. Gata, s-au speriat maimuțele de noi. Monkey, 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 monkey! Cum se strigă maimuțele? Că nu știu. Ce se joacă astea mici? Avem și măgari, plantații de banane. Facem poză cu măgarul, adică cu mine. Și așa arată casa beduinilor de aici. Și ce mai avem aici? Ce mai plantează oamenii? Ah, uite praz. Ceapă. Cartofi. Usturoi. Banane. Nu știu, cred că da. Dă-i portocala. Îi dai portocala? Dă-i portocala. Dă-i. Hai că...
Hai că am găsit și crocodilul. How is the name? Alex. Like me. So we have two crocodiles. Yeah, I'm two crocodile. Ce e mișto. But put here. It's my finger, not your. Don't touch mouse. Ok. I-am băgat de în gură și m-am mușcat un pic, s-a speriat domnișoara. Și aici avem un crocodil mai mare. Și bineînțeles, maimuțică. Ce e mișto. Fac și o poză cu maimuța și apoi vedem ce mai găsim pe insulă. Avem două maimuțe aici. How is the name? Mano. Mano? Yeah. Raluca. Raluca. Mano e Raluca, two monkeys. Are evil. Cam asta a fost și vlogul de astăzi. O plimbare lungă de la 4 dimineața până acum seara, cred că e ora 6 deja. Avem vreo 4-5 ore de mers până la cazare. Și da, a fost o experiență plăcută la Luxor, interesant. Noi am bucuit din greșeală, n-am luat Valley of the Kings, adică Valea Regilor, am luat Valea Reginelor, dar foarte bine că eu nu prea am văzut-o pe internet, Valea Regilor, am văzut-o, așa că live am văzut acum Valea Reginelor. Până la următorul clip, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe la acest clip, pentru că mă ajută și pe mine foarte mult să cresc acest canal. Până data viitoare, eu vă spun la revedere, pa, pa!